Doamnelor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. Bună ziua, sunt bucuros să ne întâlnim cu acest prilej frumos pentru dumneavoastră și plăcut pentru mine. Eu fac acest lucru sincer, atunci când am ocazia să lucrez cu dosarele personale a oamenilor care sunt propuși pentru distincții de stat și întotdeauna văd oameni cu merite, oameni care au făcut ceva și important și mult pentru țară. Eu mă mândresc cu dumneavoastră, cu cetățenii Republicii Moldova, care aduc binele pentru popor, pentru țară. Prin decret al președintelui Republicii Moldova, în semn de profundă gratitudine pentru contribuția la actul de proclamare a Republicii Moldova ca stat suveran, independent și democratic, s-a conferit Ordinul Republicii următorilor deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 12-a, semnatari al Declarației de Independență. Bratu Ilie. Vidrașcu Anatol, director general al grupului editorial Litera Chișinău. S-a conferit Ordinul de Onoare următorilor: a Mariei Valentin, director, prorector la Universitatea Tehnică a Moldovei. Graf Vasile, distinția se transmite soției, doamnei graf Maia. Luca Ivan, distinția se transmite soției, doamnei Luca Ecaterina. S-a conferit titlul onorific, artist al poporului, următorilor: Jereghe Valeriu, regizor, membru al Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova. Stimate domnule președinte,
Sunt mult onorat pentru această înaltă distinție oferită cinematografiei moldovenești. Multiplele premii pe care le-am adus în țară de la multe festivaluri internaționale aparțin Republicii Moldova. Mulțumesc. Дадим. Атенция, ворот.